Așa, dragule, cum te numești tu? Din Bistrița, parcă am înțeles, da? Da, da. Clasa 8-a. Păi, hai, dă drumul. E mare de X, da. Cu 1. 1 supra. Nu mă uit să închid un televizor aici, că mă deranjează. Așa. Deci, 1 supra. Așa, 2x minus 1. Da, în dreptul de difracții. Da. 4x minus 3 supra 4x la a doua minus 2. Da, da, la minus 2. Minus 2, da. Minus 2 supra. Așa. 2x plus 1. 2x plus 1. Așa. Deci asta toată într-o paranteză. Da. De până acum, toată expresia într-o paranteză. Împărțit la 4x la a doua. Plus 1? Da, plus 1. Supra 4x la a doua minus 1. Așa. Mai departe cum? Plus 1. Plus 1 dreptul difracții, da? Da. Hai să vedem încă o dată. Mai ai ceva de spus la ea? Nu. Atât. Deci expresia e de x este 1 supra 2x minus 1. Da. Minus în dreptul difracții. 4x minus 3 supra 4x pătrat minus 2. Da. 4x pătrat minus 2, sigur? 4x pătrat minus 2, da. La numitor este 4x pătrat minus 2. Așa, așa. Am greșit. De-aia tot insistam, eu zic, mă dai peste cap. Bun. Minus 2 supra 2x plus 1. Da. Da. Împărțit totul la, deci toată paranteza de împărțit la 4x pătrat plus 1 supra 4x pătrat minus 1 plus 1 în dreptul unei difracții. Bine? Da. Ei, dacă tu ai fi luat volumul meu, calcul algebric, ai fi găsit foarte multe exerciții de acestea. Sau, sunt acolo la Prof Online două volume pentru capacitate și iarăși ai fi găsit foarte multe exerciții de acestea. Cred că dacă te-ai fi luat, te-ai uitat și pe Prof Online acolo cu, prin lecțiile acelea, sunt 100 și vreo 60 și ceva de lecții, iarăși vei găsi ceva cu expresie. Dar tu ai vrut să stai de vorbă cu mine, așa este? Bine, măi. Băi, știi, colegii de-ai tăi mai știu despre mine. Cum ai aflat tu? Am auzit la începutul știință. Bine. Ei, să știi că toată discuția noastră este înregistrată, nu? Eu fac filmul acum, sunt la tablă. Am scris pe tabla mea de aici din apartament, ieșițiu tău. Și acum hai să pornim la treabă. Vezi tu, eu ca să pot să încep să operez, să pot să calcule, să aduc la o formă mai simplă expresia asta, că bănuiesc asta îmi cer tu, nu? Da. Eu trebuie să mă asigur că există fiecare fracție în parte. Bunoară, 1 supra 2x minus 1. Am decât să operez cu ea. Când există o fracție? Poți să spun? Când există o fracție? Când este egală cu 0. Nu, când o fracție există atâta vreme cât numitorul nu este 0. Da? Deci cât numitorul nu este 0. Că dacă numitorul este 0, acea fracție nu se pune problema să poți opera cu ea. Pentru că împărțirea, de fapt, o linie fracție înseamnă împărțire, semnul împărțirii. Și are unul împărțit la... Dacă aș putea particulariza x-ul aici, chiar așa, ia să facem e de 1. Adică, ce înseamnă e de 1? În exercițiul ăsta.
Punem peste tot în loc de X1, da? Da. Vrei să încercăm să facem și calculul acesta într-o situație particulară? Hai să vedem împreună. Ah, e de 1, vorbește tu, mă duc, conduci tu. E de 1 egal cu? E de 1 egal cu 1, în paranteză 1, 2 ori 1 minus 1. Cât face 2 ori 1 minus 1? 2. 2 ori 1, 2 minus 1? 1. 1. Deci 1 pe 1. Da. Adică 1. 1 împărțit la 1 e 1, nu? Prima, da. Deci, practic, prima fracție a devenit 1. Minus, mai departe, să înlocuim pe x acum tot cu 1. Ne ținem până la capăt cu x egal cu 1, da? La 4 ori 1. Așa. Care este 4. Așa. Minus 2. Minus 3, parcă ai spus. Minus 3, așa. Și cât este? 4 minus 3? 1. 1 supra. Supra 4 ori 1 la a doua. Cât face 1 la a doua? Da. Orice număr în 1, dacă îl mulțești, de câte ori tot 1. Deci 1 la a doua face 1. 4 ori 1? 4. Minus 1 este 3. Bun. Deci vine 1 pe 3. Minus 2 supra. 2 supra. 2 ori 1 care este 2 plus 1 care este 3. Bun. Împărțit la, închidem paranteza, împărțit la. Cât? Da. Plus 1, 5. Da. Totul supra. 4 ori 1 la 2 minus 1, care este 3. 3. Și plus 1 în dreptul linii fracții, da? Da. Egal cu. De desubt. Egal cu. Și acum, hai să facem paranteza asta. Paranteza este 1 minus o treime minus 2 treime. Bine? Da, da. Cum crezi tu că trebuie să fac eu calculul ăsta? Aducem tot numitorul la... Deci aflăm numitorul comun. Numitorul comun, scuzați-mă. Da. Nu, stai liniștit, că nu trebuie să ai emoții, trebuie să urmărești acolo, că tu nu ești în fața camerei, eu am emoții, că sunt în fața camerei, de filmat. Care e numitorul comun? 3, 3, mă. Este vorba de cel mai mic număr care se împarte la toți. Și 6 s-ar împărți și la 3 și la 3. Dar aici chiar avem numitorul comun. Numitorul este comun 3. Numai că și 6 merge, dar de ce să căutăm un multiplu? Că îl căutăm pe cel mai mic număr. Dacă ar fi fost un 3 și un 6, atunci luăm pe 6, sigur că da. Dar acum ai la amândouă fracții 3, 3. Numai că prima de la început nu are nimic. E 1 acolo, da? Da. Și în loc de 1 cât putem să spunem? Putem să spunem 3 pe 3. Că 3 împărțit la 3 face 1. Fracție echivalentă, da? Și acum peste tot avem 3. Vezi? Da. Și atunci punem numitorul comun ăsta 3. O linie mai lungă de fracții, 3. Iar... la numărător urmează. Vorbește-mi tu. Deci am pus numitorul comun 3, adică o singură linie de fracții și am pus, fiindcă toate au pe 3 ca și numitor. 3 este la prima. Era 3 pe 3. Deci urmează numai numărătorii să lucrăm cu el. Vine 3, minus 1 și minus 2. Așa este? Deci eu am pus numitorul comun. Comun al celor trei fracții. Că în loc de 1 la început am zis 3 pe 3. Deci în loc de 1 e 3 pe 3. Și atunci toate fracțiile sunt 3 fracții. Prima e 3 pe 3. Următoarea e 1 pe 3. Și al treia este 2 pe 3. Și am pus numitorul comun 3. După care... urmează să scriu numărătorii cu semnele lor. 3 minus 1 minus 2. Bine? Da, da. Ce nu ți-e clar acum până aici, te rog? Tot este regulă. În regulă. Împărțit acum, totul de împărțit, la 5 supra 3. Bine? Da.
plus 1 și este egal mai departe cu. Cât fac? 3 minus 1 minus 2. Păi 3 minus 1 cât este? 2 minus 2? 0. Deci vine 0 supra 3. Așa este, 0 supra 3. Împărțit la 5 supra 3. Plus 1. Și egal mai departe cu. Cât face 0 supra 3? 0. 0 împărțit la ceva? 0. Face 0. Dar 0 împărțit la 0. Dacă și în loc de 5 pe 3 ar fi 0, cât ar face 0 împărțit la 0? Nu. Nu are rost. Nu are sens. Deci nu se poate împărți ceva la 0. Totdeauna, la împărțire, împărțitorul trebuie să fie diferit de 0. Împărțirea la 0 nu are sens. De data asta, noi nu împărțitorul avem. Că împărțitorul e 5 pe 3. De împărțitul este 10. Și nimic împărțit la cât vrei tu, nimic este. Dacă ai, nu ai nicio pâine și vrei să dai la 7 oameni, nu îi dai nimic dacă n-ai cine da. Da? Deci este 0 împărțit la 5 pe 3, este 0 plus 1, 0 plus 1 și este egal cu 1. Bine? Deci e de 1, iată că am constatat, e de 1, egal cu 1. Cât ar să fie e de 2? Ia să facem și e de 2. E de 2 egal cu. Vorbește tu. Ne ducem la, din nou la expresia de sus și în loc de x punem 2 acum. Cât face e de 2? 1 supra 2, 2, 4, minus 1, 3. Deci 1 pe 3 minus 4, minus. Păi x-ul câte? 4 ori 2 cât este? Hai să facem mai repede. 8 minus 3, 5. 8 minus 3, 5. Deci 5 supra. Deci 4 la a doua. Nu, 2 la a doua face 4. 4, 16. Minus 1, 15. Ai zis bine. Minus. Da, deci 2 pe 5. Punem în paranteză toată chestia asta. Împărțit la 17. Deci 17 supra 15. Deci 15 și plus 1, da? Și egal mai departe cu. Ei, acum mai avem același numitor? Comun? La fel pe 15, sigur că da. Și atunci, prima fracție cu cât o amplificăm? Cu 5. Cu 5. Deci da. A doua nu mai amplificăm cu nimic, are 15 și pe a treia? Cu 3. Cu 3. Și punem acum numitorul comun 15. Tragem o linie și spunem pe 15. Și acum începem. 5 ori 1. 5 minus cât? 3 ori 5. Nu, păi n-amplificăm cu nimic acolo. La fracția a doua n-am amplificat, că ar avea deja 15. Da, da, da. Minus 5. Minus 5. Plus? Plus 6. Nu plus, ci minus este. Da, da. Nu? Minus 6. Da. Bine? Da, da. Într-o paranteză toată chestia asta. Împărțit la... Zi, Iter. 17 supra 15 plus 1. Și egal cu. 5 minus 5 cât face? 5 minus 5. 0. 0 minus 6? Minus 6. Rămâne minus 6, că hăi... Una e... Fii atent.
Între 6 și minus 6 este vreo deosebire? Între plus 6 și minus 6? Minus 6 este negativ. Adică îi dat, ții minte așa, e negativ, e datorii. Una să ai datorii 6 lei și alta să ai 6 lei în buzunar. Deci lucrurile sunt diferite. Când zici minus 6, e datoria asta, e încurcat-o, trebuie să-ți vezi cu datoria, cum stai, uneori crește, dacă ai avut la minus 6, mai vine minus 2, crește datoria. Așadar, aici ți-a rămas minus 6 sus, da? Minus 6 supra 15 împărțit la 17. Așa, supra 15 plus 1, da? Și cam mai departe cum? Cum se împar două fracții? Două fracții, bine. Prima este 16 supra 15, dar ori 15. Deci pe prima o lăsăm așa, minus 6 supra. Da, 15. Și mulțim cu a doua inversată. Mulțim cu 15 supra 17. Plus 1. Așa. Și este egal cu? 16 pe 17. Minus 6 pe 16, 17. Minus 6 pe 17. Așa e? Da. Plus 1. Și plus 1 ăla. Da. Și mai departe cum facem? În loc de 1 poți să spui 17 pe 17. Altfel spus, 1 nu are numitor și trebuie să-l amplificăm cu cât? Cu 17. Pe numitorul comun, la 1 putem pune 1 jos la numitor și iată, numitorul comun este 17 la cele două. Pe prima nu amplificăm cu nimic, urmează pe a doua cu 17. Și face, ia să vedem cât face, face minus 6 plus 17, tot 1 supra 17. Și egal cu? 23. Fii atent că minus 6 datorii. În buzunar ai 17 lei. Fii atent, ai 17 lei. Trebuie să dai 6 datorii. Și face 11, dar să mai rămân cu plus, da? 11. 11 supra 17. Ăsta este E de câte este? E de 2, da? E de 2, notat. 11 supra 17. Și așa se poate face și E de 3. E de 1 pe 2, bunoar. Ia să facem E de 1 pe 2. E de 1 pe 2. Egal cu. Da. 1 supra 1 supra 2 ori 1 pe 2 minus 1, nu așa? 2 ori 1 pe 2 minus 1. Da. La numitor, pentru prima fracție, că era 2x minus 1. Da. Minus din fracții 4 ori da. Minus 3. Da. Totul supra. Totul supra 4. Da. 1 pe 2 la a doua. 1 pe 2 la a doua, da. Minus 1. Minus 1. Minus 2. Minus 2 supra. 2x. Adică 2 ori. 2 ori. 1 la 2. Așa, plus. Corect. Punem tot în paranteză. Așa. Împărțit la 4 ori 1 pe 2 la a doua plus 1 1 pe 2 la a doua minus 1. Plus 1. Plus 1. Și egal cu. Hai să vedem de la început. Egal cu cine?
2 ori 1 pe 2, hai să vedem cât se întâmplă, ce se întâmplă la numitor. 2 ori 1 pe 2 cât face? 2 ori 1 pe 2? Aha. Uh-huh. 2 supra 4. Păi de ce? Păi 2, primul 2 ar avea ca numitor pe 1. Și... Deci, era 2 înmulțit cu 1 pe 2, da? Da. Ei, 2 acela, poți să-i pui numitorul 1 și ar veni 2 pe 1 înmulțit cu 1 pe 2. Cât face 2 supra 1 ori 1 pe 2? 2 pe 2. 2 pe 2. Adică cât face 2 pe 2? 0. 1, mă. 1, 1. 2 împărțit la 2 face 1. Da? 1. Și 1 minus 1? Și acum ești în situația 1 supra 0. Se poate 1 pe 0? Adică se poate face împărțirea la 0? Nu se poate. Prima fracție nu poate să fie. Nu poate să fie luată în seamă. Ea nu există, fracția asta. Din clipa asta, de 1 pe 2 nu se mai poate calcula. Că s-au calcula ele, celelalte, să zicem. Dar ce ne facem cu asta, care nu există? O putem lua în seamă? Nu mai putem lua în seamă. Și atunci, din cauza asta, spunem, e de 1 pe 2, nu există, nu se poate calcula. Chiar spune acolo în cuvinte, e de 1 pe 2, nu există. E... Așa, nu există. Da? Sau e un... Scrie în cuvinte, nu există. Nu-l pot găsi. Din ce motiv nu-l găsești? Pentru că e de 1 supra 0. Așa, pentru că una din fracții e supărată. Una din fracții foarte tristă. Spune, băi, dar ce faci cu mine aici? Că eu nu am cum să... Eu nu exist pentru x egal cu 1 pe 2. Deci vezi tu ce mare nenorocire se întâmplă? Că am calculat, e de 1, e de 2... Ne-am descurcat. Dar când se face mie de 1 pe 2, o mare nenorocire a apărut. O situație extraordinar de grea. Că prima fracție se supără. Deci eu nu pot să intru în jocul ăsta. N-am cum. Că la mine se întâmplă un necaz. La numitor ceva... Iată, în momentul ăsta numitorul a devenit 0. Și atunci, ori de câte ori ai o expresie, fii atent aici, cum te numești tu? Doru? Doru ai spus? Cordoș. 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 Ori de câte ori, ori de câte ori ai o fracție, trebuie să te asiguri că numitorul nu este 0. Deci noi trebuia să punem condiții. Chiar așa o să nu ne... Era o cărbă pe acolo de rost, mă duc. Unde era, cred că m-am dus prin bucătărie. M-am cărpat după mine și vreau să șterg tabla. Deci, ori de câte ori vedem o expresie, prima problemă care ne frământă este asta. Punem condiții de existență a fracției. Notează și tu. Condiții de existență a fracției. Bine? Adică, care ar fi condiția asta? Condiția ar fi numitorul diferit de 0. Deci condiții. Condiții. Pentru prima fracție, numitorul ăsta de desubt, 2x minus 1, trebuie să fie diferit de 0. Că ai văzut ce s-a întâmplat. Când x a fost 1 pe 2, ce ar însemna 2x minus 1 diferit de 0? Echivalent. Cu a spune că 2x diferit de 1, l-am dus pe 1 în partea cealaltă, nu? Și de parte aș spune echivalent cu x diferit de 1 pe 2. Deci x-ul nu are voie să fie 1 pe 2. Că s-a întâmplat chiar în cazul nostru, nu? Când am locuit pe x cu 1 pe 2, fracția n-a fost, n-a mai existat. Cu alte cuvinte, pentru că prima fracție există tot timpul, cu excepția situației în care x-ul ar fi 1 pe 2. Când x-ul e 1 pe 2, aici la numitor am 0. Și împărțirea la 0 nu are sens. Mai înțeles? Da.
Care ar fi următoarea fracție care intră în discuție? Da. 4x minus 3. Ne ducem la expresie care a fost dată. 4x minus 3 supra? La 4x, da, da, ce trebuie să se întâmple ca să existe și asta? Deci ne-am mutat acum atenția pe a doua fracție. Ce trebuie să se întâmple ca să existe? Nu, ca să existe fracția, ori de câte ori vezi o fracție, ca să existe fracția, să poți sta de vorbă cu ea, să o poți folosi, să te apuci de treabă. E nevoie ca asta de desubt, totdeauna să fie diferit de 0. Cine e de desubt? Numitorul. Așa punem 4x pătrat minus 1 diferit de 0. Bine? Hai să lucrăm acum. Ce înseamnă asta? Echivalent cu... În loc de 4x pătrat, cât poți să spui? Minus 1 pe lângă 2x plus 1, că pe 4 îl putem scrie 2 la a doua și deci vine 2x minus 1 pe lângă 2x plus 1 diferit de 0. Când la mulțire se obține 0? Când unul din factori, nu? Pe rând, fiecare, poate să fie 0. Și ca să nu fie 0, înseamnă că fiecare în parte nu are voie să fie 0. Deci de aici echivalentul ar spune că 2x minus 1 diferit de 0 sau 2x minus 1 diferit de 1. Ce ar însemna? Că 2x diferit de 1 sau 2x diferit de... Deci 2x diferit de 1 sau 2x diferit de minus 1. Că a fost 2x minus 1 pe lângă 2x plus 1. Da? 2x diferit de 1 și 2x diferit de minus 1. Ceea ce înseamnă că x diferit de 1 pe 2 sau x diferit de minus 1 pe 2. Vezi? Pentru a doua fracție, ca să existe cea de-a doua fracție, numitorul, trebuie să fie diferit atât de 1 pe 2, cât și de minus 1 pe 2. Ori de asta, ori de cealaltă. Deci, în final, x-ul nu are voie să fie 1 pe 2 sau minus 1 pe 2. Mai avem o fracție care intră în discuție. Care este? 2 supra 2x plus 1, da? Ei, pune și pentru asta. Care ar fi condiția care trebuie să o impunem? Care ar fi condiția? Da, ca să o cerem, da, să o impunem, bine. Numitorul să fie diferit de 0. Adică cine? 2x plus 1 diferit de 0. Ceea ce ar însemna echivalent cu 2x diferit de cine? De minus 1. Adică echivalent cu x diferit de minus 1 pe 2. X diferit de minus 1 pe 2. Mai avem vreo fracție? Care este? Ei, când există asta? Când există și asta la rândul ei, ca fracție privită? Când există? Care e numitorul? Asta, mă, păi te-ai mai cu mult curaj. Deci 4x la a doua minus 1 diferit de 0.
Dar asta a mai avut-o, mai sus. Nu? Deci asta e rezolvată. Nu mai îmi bat capul. Care s-a terminat cu X diferit de 1 pe 2 și de minus 1 pe 2. Așa s-a terminat condiția aceea. Dacă aș face o șpasă, tot același lucru. Ar trebui să repet, de fapt. Și acum o șmecherie foarte tare, foarte tare. Vezi tu, toată paranteza asta, adică 1 pe 2x minus 1, minus 4x minus 3, 4x pătrat minus 1, 2 supra 2x plus 1 sunt parte la fracția asta. Cum sunt parte un rezultat, paranteza asta, la o altă fracție? Cum se împart două fracții? Cum se împart două fracții? Păi, cum se împart? Am mai vorbit. Se mulțește prima cu a doua inversată, nu? Da. Ei, când o inversăm pe 4x pătrat plus 1 supra 4x pătrat minus 1, cum arată ea dacă o inversăm? 4x pătrat minus 1 supra 4x pătrat plus 1. Și nu cumva devine fracție la numitor, apare cine în condițiile astea? Da. Ai. Deci noi acum ne-am prins. Fiindcă vom face împărțirea întregii paranteze acestea la o fracție, trebuie să o răsturnăm pe a doua. Și răsturnând-o, apare la numitor 4x pătrat plus 1. Și atunci trebuie să punem și condiția asta. 4x pătrat plus 1 să fie diferit de 0. 4x pătrat plus 1 diferit de 0. Vezi? La toate condițiile care au însemnat cine? Cele patru fracții luate în discuție. Pentru fiecare în parte am pus condițiile, dar mai este o subtilitate foarte tare, și anume că și numărătorul 4x pătrat plus 1 diferit de 0 datorită faptului că va trebui să mulțim cu a doua răsturnată. Și când răsturnăm fracția aceea, arată cu totul altfel. Deci, dragulea, înainte de a ne apuca de lucru la o expresie, trebuie să știi, să-ți rămână clar în minte că de fiecare dată trebuie să pui condiții de existență a fiecărei fracții în parte. Altfel, riști să te apuci de calcul și tu car după tine situații imposibile. Adică car după tine și varianta în care X-ul te gândești să găsești ca imagine să înlocuiești cu 1 pe 2, sau minus 1 pe 2 și la momentul respectiv fracțiile acelea nu există. Deci de aceea pui condiții de existență, vei pune condiții ca numitorul să fie diferit de 0 și atunci găsești valorile acelea, așa cum ai și observați, 1 pe 2 și minus 1 pe 2. Astea sunt cele două. Dar vei spune, dar 4x pătrat plus 1, nu am discutat deloc de ea. Mă urmărești? Ia să vedem, poate să fie 4x pătrat plus 1 vreodată 0? Ceva la pătrat, înmulțit cu 4 și plus 1, poate să fie 0 vreodată? Nu. Niciodată. Deci asta este adevărată, e adevărată tot timpul. Oricare ar fi x real, da? Orice x am locuit, tot timpul asta e adevărat. În concluzie, noi ne apucăm de treabă doar după ce am făcut și am pus aceste condiții. Și acum spunem, există y de x. Scriem cuvinte. Deci există y de x. Dacă și numai dacă x este orice număr real minus mulțimea formată din 1 pe 2 și respectiv minus 1 pe 2. Deci x-ul nu are voie să fie 1 pe 2 și nici minus 1 pe 2. Deci noi lucrăm cu tot felul, orice x real, dar mai puțin 1 pe 2 și minus 1 pe 2. Dacă am fi vrut să facem y de minus 1 pe 2, ce spui, ar fi existat y de minus 1 pe 2? Nu ar fi existat, sigur că da. Că din paranteză, fracția a treia și fracția a doua și a treia ar fi fost 0 la numitor. Și atunci, iată că fracțiile n-ar fi existat. În final,
Acum, după ce am pus condiții, ne putem apuca de lucru. Hai să ne apucăm. Ștergi tu tabla acolo? Nu ai tablă, așa-i? Te întrebam, ștergi tu tabla? Că ai dat foaia acolo. Tu nu ai tablă, ci pur și simplu aștept să șterg o tabla și să putem continua, da? Da. Bine. Cum crezi tu că o să lucrăm la exercițiul ăsta? Păi asta vrem. Asta e obiectivul. Dar ca să reușim asta, ar trebui să facem paranteza rotundă și să găsim numitorul comun, că avem operații de adunare și scădere, chiar numai scăderi pe acolo. Deci ne interesează numitorul comun. Dă-mi o idee și te ajut. Asta, dacă mă convingi că 4x pătrat minus 1, s-a scrie cum 4x pătrat minus 1? 4x pătrat minus 1 poate fi scris ca fiind 2x totul la pătrat minus 1. Că 2 la pătrat e 4x la pătrat, dar 1 poate să fie 1 la a doua și atunci avem aici diferența două pătrate. Imediat ne vine în minte formula a la a doua minus b la a doua. Da. Cu cine este egal a la a doua minus b la a doua? A la a doua minus b la a doua este egal cu a minus b. A minus b? Nu. A minus b pe lângă a plus b. Nu? A la a doua minus b la a doua este a minus b pe lângă a plus b. Diferența două pătrate. Este produsul sumei cu diferența a minus b până la a plus b. Și atunci vine, în loc de a la noi este 2x, în loc de b este 1, și va fi 2x minus 1 pe lângă 2x plus 1. Bine? Și acum să încercăm noi treaba. Ăsta e numitorul comun, că conține și pe 2x minus 1 și pe 2x plus 1, cum este la cele două fracții. Și zicem, e de x va fi egal, e de x, este egal cu, pune o singură linie fracții, pune numitorul comun 4x pătrat minus 1, iar pe prima cu cât ar trebui să o amplificăm? Că prima fracție are 2x minus 1. Corect. Deci pe prima cu 2x plus 1, pe a doua cu cât? Pe a doua cu 1. Cu 1. Și pe a treia, la 2 acolo, cu? 2. Corect. Și atunci o să am 2x plus 1 ori 1. 2x plus 1 ori 1 se face 2x plus 1. Minus. Unde pune pe asta? La numărător, da? Minus. Minus 4x minus 3. Minus în paranteză 4x minus 3. Că nu numai 4x, e 4x minus 3. Deci minus tot numărătorul ăla. Și-l pun într-o paranteză rotundă. Minus 2 pe lângă 2x minus 1. Împărțit la cealaltă. Dar cum am zis că împărțim? Cum o să spunem, în loc de împărțit, o să spunem înmulțit cu cine? 4x la 2 minus 1 supra 4x la 2 plus 1. Și plus 1. Și egal mai departe cu. x plus 1 minus 4x plus 3. Atenție!
Că minusul din față și cu minusul de acolo face plus, da? Da. Și mai departe, minus... Minus 4x. Da. Minus... Plus... Plus 2 ori 1, 2. Plus 2 ori 1, 2. Că e 2 ăla din fața parantezii se mulțește și cu 2x și cu 1. Deci e plus, că minus cu minus la mulțire e plus, da? Da. 2 ori 1, 2. Totul supra 4x. Hai mai repede. 4x. Înmulțit în dreptul unei fracții cu 4x. Așa. Plus 1. Și egal mai departe cu egal cu linii de fracții. Să urmărim. Hai să urmărim termenii în x. 2x plus... O lasă pe plus. 2x minus 4x cât face? 2x. Atenții! Nu știm semnul algebra. Atenții, atenții! Apropo de chestia asta, să te duci acolo, că la proful online am undeva, prin primele lecții, sunt 167 de lecții acum. În primele lecții am zis semnul algebră. Și am făcut acolo ieșițe cu semnul algebră. Tu nu ai siguranță, nu știi semnul algebră și de aceea dai răspunsul la întâmplare. Deci, 2x minus 4x face minus 2x, că dăm... E ca și cum ai avea 4 datorie și ai doar 2 lei în față, în buzunar. Și atunci îți mai rămâi datorie, stângi datoria la 2 lei și îți mai rămân 2 lei. Deci semnul e datoria, predominant, că ți-o mai rămas de dat încă 2 lei. Deci vine minus 2x. Acum minus 2x cu minus 4x cât face? Minus 2x, minus 4x. Minus 4x. Pe minus 2 și cu minus 4, adică ai de dat la 1, 4 lei și mai ai dat altul încă 2 lei. Cât ai tu de dat în total? 6. Deci vine minus 6x, asta e. Deci minus 6x. Deci termenul x înseamnă așa, minus 6x. Și să căutăm termeni liberi acum. 1 plus 1 plus 3. Nu, păi au același semn. Adică 3 lei și mai pui încă un leu peste el. 3 și cu 1, 4. 4 și cu 2, 6. Plus 6. Totul supra. 4x pătrat. Da. Ori 4x pătrat plus 1 și plus în dreptul unei fracții 1. Și acum 4x pătrat minus 1 cu 4x pătrat minus 1 se simplifică. Da. Și va da egal mai departe cu minus 6x plus 6 supra 4x pătrat plus 1, da? Da. Și plus 1 în dreptul unei fracții. Și egal mai departe cu da, cu 4x pătrat plus 1 amplificăm. Și egal cu linii de fracții lungă. Punem numitorul comun 4x pătrat plus 1. Și la numărător punem minus 6x. Vorbește tu, hai. Plus. Da. Plus. Plus 4x. 4x la 2 plus 1. Și egal mai departe cu. Da, hai să organizăm în ordine descrescândă. 4x pătrat îl punem pe primul, că e x la a doua. Apoi minus 6x și plus 7, că 6 și cu 1, 7. Da. Supra 4x pătrat plus 1. De acord? Da. Deci e de x. Asta ar fi forma la care am ajuns noi. E de x arată așa.
o linie de fracții, la numărător 4x pătrat minus 6x plus 1, totul supra 4x pătrat plus 1. Cât este e de 1? E de 1, hai să facem acum în expresia la care am ajuns noi, pe x cu 1 să înlocuim. E de 1 ar fi egal cu, vorbește tu, 4, da, minus, da, plus 1, plus 7, pardon, plus 7, am greșit eu, plus 7, totul supra, plus 1, 5. Și face egal mai departe cu 4 minus 6. Cât face 4 minus 6? Minus 2, atenție, minus 2. Plus 7, plus 5, că 1 e minus 2, datorii, 7 ai în buzunare, trebuie să dai datoria, 2, și atunci a rămas 5, 5 supra 5, și egal cu cât 5 supra 5? 1. Cât mi-a dat nouă e de 1? Te uiți mai sus, când am făcut la început, e de 1, cât mi-a dat? Vezi, mă? Asta e șmecheria. În loc să ne ducem la început, să facem calculuri, e de 1, ne-a dat totul în forma asta finală. E de 2. Cât ne va da, în mod sigur, e de 2? Eu știu de acum cât îmi va da, e de 2. E de 2? Uh-huh. Știu răspunsul. 11 la 17. Așa va da. 11 la 17. Te las pe tine. Să vezi că îți dă 11 la 17. Băi, ai înțeles de ce aducem la forma cea mai simplă? Aduc la forma cea mai simplă, că în asta fac e de 1, e de 2, e de 1 pe 2, am voie să fac? Nu. Nu am voie. Deși în expresia asta, cred că aș putea face e de 1 pe 2. Aș putea, că ea este, permite e de 1 pe 2. Însă, pe drum, când am plecat de la început, am stabilit că n-am voie e de 1 pe 2 și e de minus 1 pe 2, pentru că eu am operat cu fracțiile acestea, care unele în particular n-ar fi existat. E drept că asta finală există. Dar, atenție, se pun condițiile nu la cea finală, ci la cea dată la început. Pentru că fiecare în parte își aduce contribuția, făcând calculele, la asta la sfârșit, dar operez cu ele. Și dacă ele n-ar exista, atunci n-ai avea cum să le poți folosi. În concluzie, ce reții tu din toată povestea noastră? Să spun eu ce trebuie să reții. Trebuie să reții că nu știi semnul algebră și te duci la Prof Online acolo, la primele lecții, și te rog tare mult să vezi semnul algebră, că altfel toată construcția ta este zero. Nu ai nicio șansă la matematică dacă nu știi semnul algebră. Că zici la întâmplare, plus, minus, minus, fie așa, fie așa. Iar eu am făcut experimentul că acela că se poate ajunge la momentul în care semnul algebră se poate învăța din clasa a întâia începând. Și vedeți primele lecții acolo. De asemenea, dragule, trebuie să reușești să intri în posesia volumului Calcul algebric, de care ți-am povestit. Acolo la Prof Online, când te duci, o să vezi acolo volumele toate. Și unul din volume este ăsta, Calcul algebric. Și ce ai văzut tu că am făcut aici? Am foarte multe greșiți acolo. Sunt 10 DVD-uri, fiecare DVD-ul a câte o oră și jumătate. Și acolo am răbdare și le iau tot. Acum am avut răbdare cu tine. Acum așa se întâmplă și acolo când fac expresiile alea. Calcul algebric este esențial. Nu poți face nimic. Nimic, absolut nimic. Dacă nu stăpânești calcul algebric. Toată perioada de liceu, orice altă școală vei face, nu se poate fără calcul algebric.
Da? Deci eu am avut multă răbdare aici cu tine, dar nu mai cu tine. Eu am avut în clipa asta răbdare cu toți cei care sunt la nivelul tău. Sunt cu zecile de mii în situația ta. Din păcate. Din păcate. 80% din elevi nu se mai pot agăța de matematică datorită faptului că nu au calcul algebric pus la punct. Și atunci eu am avut grijă de acest lucru și am scos volumul acela și tu poți să intri în posesia lui dacă suni la niște numere de telefon pe care le găsești pe site-ul meu și în felul ăsta pui mâna pe creion și cu hârtia în față și urmărești filmele mele, o să înțelegi foarte bine și o să-ți reții foarte bine semnele acolo și mai ales dacă te duci pe primele lecții care vorbesc despre semnele la algebră. Lecțiile 2-3 acolo la început, chiar la asta fac eu referire pentru că am avut în vedere acest lucru. Nu poți să faci nimic dacă nu știi semnul algebra. Bine? La revedere, la revedere. Salut. Vai de capul. Vai de capul. De când mi-a dat ești, am știut. De când mi-a dat ești, am știut.